baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. Sam Smith e convins că și-a pierdut o parte din fanii câștigați de-a lungul timpului din cauza homofobiei și transfobiei. Un short reminder, Sam Smith a declarat că este non-binar în 2019, cerând ca lumea să-i se adreseze cu el/ea. Ei bine, acesta a fost și momentul de răscruce în cariera lui, potrivit spuselor artistului, deoarece a simțit cum unii oameni au încetat să-i mai asculte muzica. Sam a explicat, în ceea ce privește muzica, simt cu siguranță că există unii oameni care mi-au întors spatele, cred că doar din cauza homofobiei și a transfobiei. De asemenea, Sam a mai adăugat, este un lucru greu de acceptat, că unii oameni îți digeră muzica într-un mod diferit. Muzica mea a fost întotdeauna ciudată. In The Lonely Hour a fost vorba despre a fi îndrăgostit de un tip heterosexual. Este fascinant cum politica oamenilor se poate scurge uneori în dragostea lor pentru muzică, mai spune el. Mai mult, în podcastul Changes by Annie Mac, Sam a ținut să tragă un semnal de alarmă cu privire la acest subiect, spunând, citez, în acest moment, ceea ce este necesar este doar să recunoaștem că există o a treia cutie și că oamenii trans există. Viața fiecăruia este la fel de importantă ca celorlalți. Am încheiat citatul.